5100. Bine, Iuliane. E bine. 5100, Adina, poasă-ți. Adina, succes. Poate să-ți ia banii, Adina. Să rămână, Adina. Seara. Bun venit la noi. Bine v-am găsit. Ai. 5200, i-am luat bani. El are 5100, Adina. Încercăm. Te-am văzut că aveai cuvintele. Le aveam acolo, le aveam pe toate. Erai boie, cum îi zice Emilia, boie? Fierime. Boierii. Ce faci, Adina? Cum ești? De unde vii, zi-mă, în primul rând? Momentan sunt bucureștean, că sunt născută în Buzău. În Buzău. Da. Ce faci prin București? Diverse activități. Da, dimineața la 8 când te trezești, ce faci? 7, cât o fi? 6? Mă duc la muncă, sunt asistent medical. Bun. Bun. La privat sau la particular? La stat. De câtă vreme? De 4 luni. Buzău? Da. Ce ai făcut? Ce ai terminat? Am terminat biologie, am terminat și școala sanitară, am mai multe, și psihologie, mai multe studii la activ. Da. Și te-ai dus pe zona asta de azi? Momentan, da. Dar ce ți-ar plăcea mult de tot? Zim, ce... În acest domeniu să lucrez. Da? Da. Să-mi găsesc locul acolo unde... Momentan este foarte bine aici unde sunt. Bravo. Da, liniște și pace. Momentan ești cu 0 lei. Momentan. 0. Momentan. Momentan, Iulian are... Cât ai, mă, Iuliane? 5.100. 5.100. Binișor. Îi dau drumul? Sigur. Dau drumul cronometrului 4 minute, Adina. Mișcare ofensivă în sporturile cu mingea. Atac. Alibec, zic eu. Alibec. Știi, știi regulamentul, știi regulamentul lui Mihăilă. Când... Literă. Știi regulamentul, Adina. Adina, știi regulamentul? Adina. Litera. Măi, tu știi regulamentul? A, tac. Da, l-ai spus. Mai l-am spus, dar da. Fii atentă, ascultă-mă. Da. Eu citesc o definiție, tu când dai cuvântul la pe și spui. Da. După care avem 30 de secunde dacă e varianta greșită, dar trebuie să... Da, tu să trebuie apăsăm butonul. Da, și tu trebuie să o faci. Da. Am pierdut niște sute de lei... 3 secunde. Și important. Secundele și 300 de lei. Da. Adina, fii atent. Care sunt grizonate. Știi ce e grizonat? Grizonante. Gri. Albi. Dacă-s grizonante, firele alea de păr, uite-te la mine, le gri. Vezi? Da, le vezi? Le vezi? Cum-s? Cum-s? Gri. Gri, bă, frap, gri. Gri le aveam acum 20 de ani. Acum cum sunt? Litera. Uite la mine în cap. Uită-te la Iulian! Uită-te la Iulian! Albe. Arată-i barba! Albe! Cum? Albe! Emoții. Trebuie să scăpăm de el. Da. Hai la 5 să scăpăm de emoții, Adina. Da. Un pic pe logică. Bloc destinat turiștilor. Deci e un bloc... Hotel. Bravo! Am recuperat. Bun, hai să recuperăm 900 de lei. Adina, a pișca pe cineva, dar în joacă, așa. În... Literă. Păi tu șoptești. Literă. Iuliane. Tu m-auzi pe mine. Ciupi. Da, și el ciupea. M-auzit. Bun, ciupi, perfect. Adina, 600 de lei. 3 minute mai am. Fraze preluate din discursul cuiva. Citate. Mamă, dar ce era la început? Vom vedea. A fost începutul. Zău? Sper. Mamă, cum a fost începutul ăla. Bun, bravo, citate. Hai că putem. Hai că putem. Urmă lăsată de plug pe pământ, tot pe logică. Literă. Aria aia de câmp, uite, Iulian, lucrată. Literă. Cu plugul, plugul. Brazdă. Brazdă de pământ, brazda de pământ, perfect, bun. S-au luat la hârleț bucata de pământ, brazdă. 2200, mamă, ce bine am recuperat că erai praf la început. Deci, mulțumesc. Mamă, știi cum erai la început? Știu. Brazdă. Da. Brazdă de pământ, excelent am recuperat, ne-am revenit, bravo. Adina.
asistent medical de 4 luni, mi-ai zis. Cât? 3 luni? Momentan ai aici. Moment. Așa de 20 de ani. A, ok, stai, tu zici de slujba unde ești acum, la locul de muncă. A, dar ești de 20 de ani asistent? Am fost și biolog. Ai prins niște ani... Buni. Buni. Și ai lucrat doar în sistemul de stat? Doar nu, în cel de stat. Și la privat? Și pe da. Adina, cei care traversează o perioadă de convalescență, de asta am vorbit cu tine despre meseria ta de 20 de ani asistentă. Literă. Asistentă medicală de 20 de ani. Literă. Doamna asistentă medicală de 20 bolnavi. De ani. Bolnavi. Bolnavi care trec în convalescență. Doamne, doamne. Era nervos, Iulian, hai, las-o. Convalescență, nu? Bun, 2700. Cât ai, Iuliane? Câți ai bani? 5100. 5100, să știi că vine tare asistenta, bine de tot. La început, brază de pământ. Și mai avem și juniorul. Mai e și ăsta, micu Andrei. Adina. Câți ani ai, iartă-mă că... 46. Ai, ce-ai făcut la școală? Franceză, limbi? Franceză, franceză și rusă. Și rusă. Rusă. Exact, asta le-am făcut și eu. Franceză și... franceză, așa, 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 rusa nu folosește la nimic niciodată. Engleza din filme, da. Dallas. Idem. Operațiune comercială din engleză prin care o persoană juridică primește dreptul asupra unui bun. Literă. Tot așa, pe logică. S-ar putea să ai literă. Așa ceva. S-ar putea să ai. Literă. Auzi, e o formă de finanțare, dar în engleză. Leasing. Leasing-ul. Leasing. Ai ceva de astea la mașini, la ceva? Leasing. Momentan, nu. Leasing-ul e perfect. Îți dă posibilitatea să utilizezi un produs până când achiți integral costul ăla, fără să-l plătești integral. 3100 de lei. Vin astea grele. Adina. Persoane care participă la prelegeri în cadrul unui institut superior. Uai, ce greu e. Profesori. Lectori. Da. Ia-i pe toți. Ia-i pe toți care participă la prelegeri. Ia-i pe toți, Adina. Adina. Ia-i pe toți aia care sunt în amfiteatru. Doar atâta te rog. Ia-i, mă, iartă-mă, că, dar nu mai pot. Ia-i pe toți. Public. Bun. Și în amfiteatru. Public, da? Cine să ia din public? Cine să ia din public în amfiteatru? De-aia am zis, ei pe toți care participă la prelegeri. Sunt profesorii și aia alți în public, cum zici tu, nu studenții? Da, m-am grăbit. Da. Da. La. 2300. Încă putem. Încă putem, Adina. A obține din nou un obiectiv pierdut înainte. Pierdut literă. Anterior. Literă. A intrat din nou, dacă vrei, în posesia, nu știu, literă. A unui teritoriu, poftim, că se, da, Iuliane, că se tot literă. Vorbește acum de teritorii, unii le iau, alții le pierd, alții iară le iau, alții iară le pierd, la televizor numai despre literă. Războaie, vezi. Îl știi? Nu îl știu, ba, dar da, îl găsesc. Îl știi. Când preiei din nou, a preluat din nou conducerea, unui stat, a preluat din nou conducerea unui obiectiv, a unui teritoriu pe care l-ai pierdut înainte. Generalii ăia de la televizor de se pricep la toate. Ăia zic, atenție, astăzi din nou un teritoriu. A redevenit stăpânul, a re... Cuceri. Ai zis după ce a plecat. L-ai știut, Iuliane? Toată lumea, a știut toată lumea? Da. Ați fi bun de general, duși la televizor. A recuceri. Așa e că era ușor? Foarte ușor. Foarte ușor. Și n-am văzut că e verb. Da, să nu-ți vină să... Ascultă-mă. Poți să iei banii lui Iulian. Nu mai mult de 6 litere până în capăt. Wow. Las că e bine. Wow. E rău, nu merge. Păi mai am doar 4 cuvinte. Deci e bine, Adina. Stăm bine. Bine. Ai 1 minut 48, ai și timp 2 minute. Organizație non-profit care colaborează în diverse domenii. O să iei literă, să n-ai emoția de a nu la literă. Bun, perfect. Literă. Să
societatea aia formată în scop fundații, care... Fundații, nu? Nu știu, dacă nu poți să-ți confirm sau să-ți infirm, știi regulamentul. Se poate împărți în categorii, nu știu, poate să fie științifică, culturală... Asociații? Asociație! Asociație! Ți-am arătat una singură, bravo! Câte litere ai luat? Nu știu. Trei, ești total... Wow, bun. Trei litere, spun eu. Mai poți să iei? Trei? Să iei trei cuvinte, trei litere, da? Trei cuvinte, trei litere. Ok. Unul din 9 și 2 din 10, trei litere, Adina. Dar mai e la timp. Adică poți să o gândești, știi? Înțeles. Încerc. 46? Ai auzit cuvântul ăsta. Știi cuvântul ăsta. Iuliane, 56. Știi cuvântul. Ăștia mici. Așa. Andrei, câți ani ai? 23. Vânzători care nu aplică regulile și standardele legale privind comerțul. Cămătari? Tu să nu mă întrebi, că n-am voie să-ți confirm litera. Sau să-ți infirm. Vezi la litere. Unii-s milionari, tată. Unii-s milionari, vezi pe la televizor. Dar ei înainte, de fapt, pe vremea lui Ceaușescu, că de-aia te-am întrebat câți ani erau, cămătarul nu, cămătarul ăla care dă bani cu camătă. Bișnița. Bravo, Adina! Bravo, Adina! Câte litere ai luat? Trei ai luat acum? Cred. Nu știu, cred. Nu, ai luat două. Bun. Mai ai voie la o singură literă. Dacă termin la o secundă, Iulian și-a terminat și-a epuizat timpul, dacă termin la o secundă, mai poți să iei încă una și îl bați la timp dacă descoperi cuvântul. Depinde de tine. Am înțeles. Adina, cea care interpretează o situație în funcție de propriile experiențe, de experiențele litera. Individuale. Ai luat-o. Ai luat litera. Subiectivă. Bravo. Bravo, Adina. Vai de mine, ce bătălie. Bravo, Adina. Incredibil. Bravo. 39 de secunde. Câți bani ai, Iuliane? 5.100. Să ții minte că poți să apeși la o secundă și atunci poți să iei o literă. Știi? El și-a epuizat tot timpul. Deci tu, dacă îți păstrezi o secundă, poți să iei o literă. Adina. Mamă, e de totul sau nimic. E cine are bani în buzunar. Adina sau Iulian. Dacă prinzi cuvântul, e lua bani. Dacă nu-l prinzi, rămâne cu bani. Adina. Exprimări verbale pentru totul sau nimic. Continue. Fără intervenția unui interlocutor. Nu e greu. Nu e greu. Ia-o încet. Avem un minut. 39 de secunde acum. Interviuri. Iulică-s banii tăi, omule, tu șoptești? Nu șoptesc. Dacă știe răspunsul, ți-a banii, omule. Forme de comunicare unidirecționale. Unidirecționale. Dar de ce n-ai luat o literă dacă tot ai apăsat înainte? Unidirecționale, formele alea de comunicare. Auzi, discursurile lungi, fără întrebări. Le zice într-un fel. Hai, monolog. Cum? Monologe. Monologe. Monologuri. A luat banii. Incredibil.